Grădie, e o victorie frumoasă. Astăzi, pe o temperatură aproape insuportabilă. Da, ce e important că am adunat cele 3 puncte care aveam foarte mare nevoie de ele. E important acum să mergem în cupă să scoatem un rezultat pozitiv pentru marul nostru, chiar dacă nu ne vom califica mai departe, să scoatem un rezultat pozitiv și face un meci decisiv cu Dinamo, care vom fi care pe care și cred că o victorie ne va liniști foarte, foarte mult. Moral, sunteți mult mai bine după acest succes? Da, vă dați seama, contează foarte mult când aduni puncte cu echipe foarte bune, se era o echipă bună, mai ales că aveam nevoie foarte, foarte, foarte mult de aceste puncte după înfrângerea cu Hermașa, care ne-am așteptat, cred că acolo am pierdut nemeritat. Acum suntem care pe care, suntem la mâna noastră și doar noi ne decidem viitorul. Suporterii au fost și astăzi alături de voi, au rezistat la poarta stadionului și v-au încurajat tot meciul. Da, am văzut. Chiar sunt o mână de suporteri, 50-100 de suporteri care vin la absolut toate meciurile noastre acasă, ne susțin, îi auzim din teren, le mulțumim, sperăm să le aducem bucurii, fiindcă sunt lângă noi la bine și la rău. La ce vă gândiți mai mult acum? La returul cu Șepși din semifinalele Cupei sau la Dinamo? E clar că pentru noi vital este salvarea de retrogradare, meciul cu Dinamo este mai important decât cel cu Sepsi. Meci cu Sepsi vom face ce este mai bine pentru echipă, dar cred că în moment de față important este meciul cu Dinamo, fiindcă până la urmă obiectivul echipei este să ne salvăm de retrogradare, să joace și la anul următor în prima ligă și să vină suporterii la stadion de la anul pentru un nou început. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, zi bună!